orice formă de violență este pur și simplu inacceptabilă. Am stat de vorbă cu cei de la poliția locală astăzi, inclusiv cu colegul meu de la poliția locală, care a fost filmat și s-ar înțelege din acea filmare din spate că ar fi lovit acel tânăr. El mi-a spus, privindu-mă în ochi, că nu l-a lovit, doar că s-a făcut puțin spre el, pentru că acei tineri sunt pur și simplu certați cu orice regulă legală sau cu orice normă de bun simț. Avem mari probleme cu ei, mă refer la acești tineri pe care îi stimez, îi apreciez, normal, sunt cetățeni de-ai noștri, dar cred că este profund în neregulă să-i încurajăm în activitatea lor și în acțiunile pe care le fac. Ne distrug locurile de joacă, distrug mobilierul stradal, se poartă urât cu cetățenii, îi înjură, fac mizerie, fură tot ce prind. Am informații de la poliție că ei sunt cei care acționează și în centrul vechi, unde tâlhăresc mai ales persoane mai în vârstă și străini. Cred că noi trebuie să găsim soluții împotriva lor. La ora asta, legea prevede, este prea blândă în ce îi privește. Chiar dacă sunt minori, chiar dacă au o situație mai dificilă, trebuie să-i înțelegem, trebuie să-i sprijinim, dar un singur lucru nu trebuie să-i facem. Nu trebuie să-i încurajăm în acest comportament și în acțiunea lor. Pe care de consecință, evident că s-a făcut o sesizare către Comisia de Disciplină. Polițiștii care au fost acolo, evident că vor merge în fața Comisiei de Disciplină pentru a clarifica această situație, dar vreau să se înțeleagă foarte clar că eu solicit poliției locale să-și facă treaba. Și cred că este o datorie a societății noastre să avem două obiective, cel puțin în această speță. Unu, în primul și în primul rând, nu violenței de niciun fel, iar doi, haide să nu încurajăm într-un comportament profund antisocial, așa cum am spus mai devreme că acești tineri, din nefericire, îl au.